același Moris. Goti. Și este 1-0, fază simplă, gol ca la antrenament, înscris de Guerra, jucătorul cu numărul 8. Așadar, minutul 19 al partidei, 1-0, autorul golului Vincent Guerra, un jucător condamnat parcă să înscrie pe terenurile românești. Acest Vincent Guerra a marcat, iată, cel de-al 4-lea gol, al 5-lea gol în România. A înscris de două ori contra Universității Craiova, chiar la Craiova. Frumos dribblingul lui Reghecamp, din nou un șut de la distanță. În dificultate Revo, este Marius Lăcătuș acolo, care obține o lovitură de pedeapsă. Excelentă intenția lui Reghecamp, un șut de la distanță cu pământul. Revo a fost derutat, a fost nevoit să respingă în față, iată reluarea. Marius Lăcătuș pe fază, ajunge înaintea portarului și obține o lovitură de pedeapsă, care va fi executată de Rotariu. Senzația mea este că Marius s-a lăsat la pământ înainte ca portarul să-l atingă, însă în secunda imediat următoare Revo l-a agățat cu piciorul. Arbitrul foarte aproape de fază a acordat penalti. Rotariu, executantul acestei lovituri de pedeapsă, și este 1-1. Reghecamp îi oferă mingea lui Algerino, Simone și acum Gava. Lângă Gava se află Cic, Simone intră în careu, minge pentru Guerra! Formidabilă lovitură de cap! Și este 2-1 pentru formația franceză. Nu este Guerra, ci Moris, autorul golului, jucătorul cu numărul 18. Vă spuneam în prima repriză despre detenta formidabilă a lui Moris, un jucător extrem de redutabil în duelurile aeriene. Într-adevăr, o lovitură de cap superbă care a trimis balonul jos la colț. Și din acest minut 21 al reprizei secunde, francezii conduc din nou. Baciu. Munteanu, Denis Șerban, în fața lui se află Rai, Denis Șerban trece, bună pasa pentru Lăcătuș, Denis Șerban, gol! Excepțională fază, excepțională fază! O acțiune care a făcut șahmat apărarea franceză. Denis Șerban l-a depășit în viteză pe Rai, a schimbat cu Lăcătuș, a pătruns în careu și a egalat. Iată reluarea. Superb! Au fost blocate posibilitățile de pătrundere spre poarta adversă. Iată l-a cumpărat Rotariu primind de la Răchită. Cătălin Munteanu, Cătălin Munteanu, centrare, Cătălin Munteanu, gol! Gol! Superbă centrarea lui Cătălin Munteanu, excepțională centrare care îi pune mingea pe cap lui Marius Lăcătuș. Acesta din 2 metri nu are cum să rateze. Excepțională fază. Stadionul Steaua seamănă cu